Vă invit acum cu respect pe toți să deschidem cuvântul Domnului la cartea lui Iov, capitolul 7. Citim ultimele două versete, versetul 20 și 21. Iov, capitolul 7, versetele 20 la 21, pagina în Biblie, 526. Să urmărim cuvântul Domnului. Dacă am păcătuit, ce pot să-ți fac, păzitorul oamenilor? Pentru ce mai pus țintă săgeților tale, de-am ajuns o povară chiar pentru mine însumi? Pentru ce nu-mi ierți păcatul? Și pentru ce nu-mi uiți fără de legea? Când voi adormi în țărână și când mă vei căuta, nu voi mai fi. Amin. Nu cred că atâta vreme cât Dumnezeu mă va ține în viață, mă voi sătura să mă uimesc de cuvintele lui Iov. Este un om atât de adânc, este un om neprihănit, deci un om sfânt, și este un om ca noi toți, cu greșeli, cu lipsuri, cu neajunsuri, cu amărăciuni. Iov a fost socotit de Dumnezeu, la vremea lui, cel mai neprihănit om de pe pământ, cel mai sfânt. Aceasta n-a însemnat însă că Iov a fost perfect, pentru că Iov a păcătuit mult înaintea Domnului. De exemplu, ca mine și ca unii dintre dumneavoastră, probabil numai ca unii, a murmurat foarte mult. Iov, capitolul 7, versetul 11 și 16. Iov, ca unii dintre noi, și-a blestemat ziua nașterii, ceea ce este nenatural. Iov, capitolul 3, versetele 1 la 12. În neprihănirea lui Iov, ca toți dintre noi, sunt convins ca toți dintre noi, fără să ofensez pe cineva, deci în primul rând eu, a chestionat dreptatea lui Dumnezeu. Capitolul 23, versetele 3 la 5. De ce nu-mi faci dreptate, Doamne? Cercetează-mă și vezi-mă, n-ai ce să-mi bagi de vină. Doar tu mi-ai spus că cel mai neprihănit, nu? Pe de altă parte, în toată neprihănirea lui, Iov a făcut și această greșeală foarte frecventă între noi. În amărăciunea lui, la un moment dat, și-a găsit refugiu și reazem pe faptele lui bune. Capitolul 29 la capitolul 32. Acolo el își enumere toată viața și tot ce a spus a fost drept, dar nu a putut să-l ajute. Dacă vă uitați în paginile Sfintelor Scripturi, împreună cu mine, frați și surori, doamnelor și domnilor, toți oamenii mari lui Dumnezeu, toți sfinții, în toată neprihănirea lor, au avut momentele lor de slăbiciune, momentele lor de păcat. De exemplu, Avraam a fost numit prietenul lui Dumnezeu, potrivit Iacob 2:23, și a primit această poruncă de la Dumnezeu: umblă înaintea mea și fii fără prihană, Geneza 17:1. Și totuși, Avraam, prietenul lui Dumnezeu, a avut scăpările lui în Egipt și în Gerar, și știți foarte bine ce anume. Noe, potrivit lui Petru, 2:5, a fost cel mai neprihănit om de pe pământ în vremea lui. Și totuși, neprihănitul acesta a avut un episod umilitor în viața lui. Îl știm bine. Zaharia, tatălui Ioan Botezătorul, despre și despre soția sa Elisabeta, cuvântul Domnului spune, potrivit Evangheliei după Luca, capitolul 1, versetele 5 la 6,
oameni neprihăniți și sfinți, temători de Dumnezeu. Dar în toată neprihănirea lui și în toată sfințenia lui, Zaharia este îndoielnic și chestionează puterea lui Dumnezeu de a avea un copil tocmai acum la bătrânețe, când natural vorbind, omenește vorbind, timpul de a avea un copil a trecut. Nouă, cuvântul Domnului prin Domnul nostru Iisus Hristos, Matei 5, 48, ne spune: și voi fiți neprihăniți. Și în drumul acesta spre neprihănire, spre perfecțiune, spre desăvârșire, avem episoadele noastre de greșeli, de păcate, de falimente. De aceea, în seara aceasta, aici în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi, în fața dumneavoastră, de la internet și de la radio, voi veni cu un mesaj pe care Duhul Sfânt mi l-a pus în inimă, un mesaj practic, pe care l-am intitulat sugestiv: neprihănitul păcătos. Pocăiți păcătoși. Neprihănitul păcătos. Ce vom descoperi în acest pasaj? Ce vom descoperi în acest mesaj? Să păcătuim și noi, pentru că și alți sfinți au făcut-o? Nici de cum. Niciodată nu. Nu aceasta ne cere Scriptura. Scriptura ne cere să fim sfinți. Dar, dacă ne vom uita ca și Iov la viața noastră, dacă ne vom uita ca ceilalți sfinți al lui Dumnezeu la viața lor, va trebui să fim drepți cu noi și drepți cu Dumnezeu. Să recunoaștem și să admitem păcatul, să admitem fără de legea. În pasajul pe care l-am citit astăzi, din Iov, capitolul 7, versetele 20-21, în acest subiect, neprihănitul păcătos, să urmărim trei adevăruri mari. Trei adevăruri mari. Primul adevăr este că aici întâlnim o mare confesiune. O mare confesiune. În versetul 20, partea 1, Iov spune: am păcătuit. Cine poate să spună lucrul acesta, dar cu convingere? Dar cu convingere. Am păcătuit. Spuneam cu alte ocazii și amintesc din nou în această zi, noi avem un obicei să camuflăm. Chiar și cântările noastre le construim de așa manieră. De vezi cumva că am greșit, bietul Dumnezeu. Cam așa sună cântarea noastră. Dacă poate să vadă ceva, măcar că n-ar avea ce vedea la noi, nu? Este această tendință în noi să camuflăm, să ascundem. Iov însă este un neprihănit, păcătos, de o naturaleță dezarmantă. Am păcătuit. Și nu pot să ascund. Asta am făcut-o. Versetul 21, același lucru îl spune: pentru ce nu-mi ierți păcatul și pentru ce nu-mi uiți fără de legea? Iov este foarte direct. Confesarea lui este în fața unui Dumnezeu care vede toate lucrurile. Și noi ne închinăm aceleași Dumnezeu, care potrivit Evrei 13:7 este neschimbător și vede toate lucrurile. Cum a fost confesarea lui Iov și cum trebuie să fie confesarea ta? Mărturisirea ta, mărturisirea mea, a noastră, a celor pocăiți care trebuie să ne pocăim, a celor neprihăniți care trebuie să ne pocăim. A făcut-o Iov, trebuie să o facem și noi, trebuie să o fac eu. Uitați dimensiunile acestei confesări sau mărturisiri, dacă vreți, pe care a făcut-o Iov. Prima este personală. Spune: eu am păcătuit. Eu am păcătuit. Versetul 20, uitați-vă bine. Dacă am păcătuit, ce pot să-ți fac, păzitorul oamenilor? Poate că vă încurcă cuvântul dacă din traducerea lui Cornilescu. În ebraică este acesta: fiindcă am păcătuit și nu pot să ascund, ce să mai fac acum? Nu pot face altceva decât să vin să mă mărturisesc.
Să recunosc că asta am făcut-o. Știu că trebuie să mă îndrept acum. De aceea mărturisirea sau confesiunea lui Iov este una personală. Exact așa trebuie să fie și viața ta și viața mea. A celor neprihăniți. Trebuie să vedem unde am păcătuit și personal trebuie să spunem lucrul acesta. Personal trebuie să mărturisim lucrul acesta. De ce? Pentru că absența mărturisirii personale pentru orice neprihănit, pentru orice sfânt, pentru orice păstor, pentru orice profet, pentru orice om al lui Dumnezeu, repet, absența mărturisirii personale duce la următoarele tragedii. Primul este îmbolnăvire psihică. Psalmul 32 cu versetul 3, acolo David spune, gemetele mele necurmate. Ce se întâmplă cu David? Și-a ascuns păcatul, o bucată de vreme. Și datorită faptului că nu și-a mărturisit păcatul, el care era profet, el care era om după inima lui Dumnezeu, el care era un om neprihănit, pentru că nu și-a mărturisit păcatul, deja a început să aibă probleme psihice. Și lucrul acesta se întâmplă cu oricine. Ascunde-ți păcatul și vei vedea cu unde vei suferi. Este un chin mental, este un chin psihic, este o chinuire a sufletului tău. Vei geme, nu vei avea gust de nimic, nu vei ști încotro să privești, vei avea impresia că toată lumea te știe și toată lumea te cunoaște. Nemărturisirea păcatului personal pentru noi neprihăniți este un chin psihic, o îmbolnăvire psihică. Pe de altă parte, nemărturisirea păcatului personal, ca și în cazul lui Iov. De aceea Iov vine și spune, Doamne, am păcătuit acum, trebuie să mă îndrept. Dar el o face personal. David a făcut-o mai târziu personal. Nemărturisire este îmbolnăvire fizică. Același psalm 32, versetul 3, partea a doua, versetului spune, oasele mi se topesc. Deja este bolnav fizic, pentru că o stare psihică știți foarte bine. Proverbe, nu? Solomon spune, o inimă mâhnită ce face? Îmbolnăvește oasele, trupul, carnea. O stare deprimantă, o stare psihică bătută, de vinovăție, nerezolvată înaintea lui Dumnezeu, un păcat ascuns. În final, din starea emotivă se răsfrânge asupra fizicului tău, pentru că îți ia pofta de mâncare, îți ia pofta de somn, îți ia pofta de viață. Și lipsa mâncării, lipsa odihnei, lipsa poftei de viață, în sensul pozitiv al cuvântului vorbesc, nu face altceva decât să aducă o îmbolnăvire fizică. O îmbolnăvire fizică. Și David este atât de plastic și spune, mi se topesc coasele. Lipsa mărturisirii personale duce la îmbolnăvire relațională. Nu mai ai pace cu tine, nu mai ai pace cu semenii tăi, nu mai ai pace cu cei din casă. Duce la îmbolnăvire spirituală. N-ai bucuria mântuirii, n-ai bucuria Duhului Sfânt, n-ai bucuria cuvântului, n-ai bucuria casei Domnului. Duce la îmbolnăvire socială. În Psalmul 69, versetele 5-6, cuvântul Domnului spune prin David, port rușinea celor care au păcătuit. Relația socială este terminată. De aceea David va înțelege, ca și Iov în pasajul nostru, fiindcă am păcătuit, observați ce cuvinte folosește el. Deci trebuie, pentru cei ce citiți traducerea veche Cornilescu, dacă vă uitați într-o traducere nouă, este fiindcă am păcătuit și aceasta este realitatea, fiindcă am păcătuit. Dacă citiți în traducerea Cornilescu clasică, dacă am păcătuit, ce pot să-ți fac? Și aceasta este corect, dacă am păcătuit. Acum ce să fac? Asta este, am ajuns aici, nu dacă am păcătuit. Fiindcă am păcătuit, ce să fac păzitorul oamenilor? Îmi plac expresiile lui Iov, cuvântul pe care îl folosește, pentru că el îl înțelege pe Dumnezeu în profunzimea lui. Și Iov se mărturisește, la fel face David, de aceea David spune în Psalmul 32 cu versetul 5, atunci ți-am mărturisit păcatul meu. Și nu mi-am ascuns fără de legile. Deci o mărturisire personală, o confesare personală. Sunt unii care vin și aș vrea să vă explic psihologia mărturisirii. Frate păstor, ce părere aveți despre un om care ar fi făcut greșeala aceasta? Spune că ai făcut-o, că îți dăm sfatul care trebuie. Ai înțeles? Deci nu merge așa.
Scarpină-te așa, direct. Dom'le, uite, aici asta este problemă. Mărturisirea este personală. Nu ce părere aveți despre un om care nu știu ce a visat azi noapte. Uite ce am visat eu, frate. Atunci s-a mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea. Am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile și tu ai iertat vina păcatului meu. Asta o spune David. Asta a făcut-o David. Asta a făcut-o Iov. Fiindcă am păcătuit și cine vorbește? Cel mai neprihănit om. Cel mai neprihănit om. Pocăiților le este foarte greu să admită că ei trebuie să pocăiască. Neprihăniților le este foarte greu că ei trebuie să admită că este loc pentru mai multă neprihănire, pentru mai multă sfințenie. Este, frașii și surori, loc mai mult, pentru mai multă trăire sfântă în viața noastră? Este. Este. Multe lucruri le-am putea avea. Multe lucruri le-am putea realiza cu mai mare putere, cu mai mare bucurie, cu mai mare amploare. Dar avem un zid între noi și Dumnezeu. Și zidul între noi și Dumnezeu este păcatul. Este fără de legea pe care tot ziua poate o periem, o mângâiem, o ascundem, o camuflăm. Sfinții lui Dumnezeu, cum am spus, ca Iov, ca Avraam, ca David, ca Noe, au știut să vadă lucrul acesta și să vină cu o mare mărturisire în fața Domnului. Și această mărturisire să nu fie una generală de tipul de vezi cumva că a greșit. Nu fariseic, nu fățarnic, fiindcă am păcătuit, o, păzitorul oamenilor, ce pot să fac acum decât să-ți spun? Am păcătuit și îmi pare rău, nu sunt mândru, nu mă laud, mi-este rușine, am necinstit numele tău. Confesarea, dragul meu, trebuie să fie și să aibă această dimensiune personală. Pe de altă parte, cea de-a doua dimensiune a confesării lui Iov și a ta și a mea trebuie să fie sinceră. Sinceră. Iov a admis. Și repet încă o dată, uitați-vă în versetul 20, fiindcă am păcătuit, ce pot să fac acum, păzitorul meu? Deci se mărturisește. Versetul 21, pentru ce nu-mi ierți păcatul? Pentru ce nu-mi uiți fără de legile? Deci el vede dimensiunea păcatului, dimensiunea fără de legilor, o mărturisire sinceră. David va spune că îmi cunosc bine fără de legile, auziți cum vorbește David. Și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. Psalmul 51, versetele 3 la 4. Frați și surori, doamnelor și domnilor, când realizăm ca David, când realizăm ca Iov, că am păcătuit, observăm câteva adevăruri. Primul adevăr care trebuiește observat este acesta. Fiți atenți la ce vă spun acum din cuvântul Domnului. Primul adevăr pe care trebuie să-l observe oricine este acesta. Păcatul, chiar dacă l-ai făcut împotriva ta sau împotriva semenului, ori împotriva oricui l-ai făcut, în final l-ai făcut împotriva lui Dumnezeu. Repet, David a păcătuit împotriva lui Batșeba, a păcătuit împotriva poporului lui Israel, a păcătuit împotriva lui Iurie, generalul său pe care l-a pus pe Ioab să-l asasineze sau să-l pună în locul unde se poate să fie omorât. Dar auziți ce spune David? Căci îmi cunosc bine fără de legile și păcatul meu stă necurmat înaintea mea. Împotriva ta, numai împotriva ta am păcătuit și am făcut ce este rău înaintea ta. De aceea, dragul meu, fiindcă în final păcatul tău sau păcatul meu este împotriva lui Dumnezeu, de aceea responsabilitatea în primul rând și în ultimul rând e a mea pentru păcatul meu. Este a ta pentru păcatul tău. Iov și David nu caută scuze pentru greșeala lor, nu caută scuze pentru fără de legea lor, nu caută scuze pentru păcatul lor. Nu vin ca Adam și spun, femeie pe care mi-ai dat-o. Nu vine ca soțul acela care să spună, soția m-a împins.
Nu vine ca soția aceea care să spună, soțul m-a determinat. Nu vine să spună ca și tânărul aceia, prietenii m-au manipulat și n-am putut să rezist la ispitele lor. Nu vine ca cineva să spună, circumstanțele m-au adus unde m-au adus. Nu vine să cânte, de vezi cumva că am greșit, ci vine și spune, sincer, eu sunt de vină. Eu am păcătuit. De aceea, decizia finală pentru orice faptă este a mea. Chiar dacă cineva te manipulează, în final tu accepți, eu accept să fac ce fac sau să nu fac ce nu fac. Responsabilitatea este personală și răspunderea înaintea lui Dumnezeu de ce este personală. Sigur, cei care manipulează, cei care împing pe oameni la păcat, cei care se duc la păcat, vor avea partea lor de pedeapsă dacă nu se pocăiesc de lucrul acesta. Vor avea responsabilitatea lor înaintea lui Dumnezeu, însă decizia de a face un lucru sau de a nu-l face, în final, este a mea, este a ta. De aceea, în pasajul pe care l-am citit, în cuvântul pe care îl auzim, în neprihănitul păcătos, primul lucru pe care îl întâlnim la Iov este o mare confesare. Și această confesare a lui Iov este personală, am păcătuit păzitorul oamenilor. Este sinceră, nu ascunde nimic. Dimpotrivă, Iov spune, păcat fără de lege, nu? Este direct. Pentru că Iov vrea să-și capete din nou pacea, vrea să-și capete din nou relația cu Dumnezeu, vrea să-și capete din nou părtășia cu Tatăl Ceresc, vrea să se bucure din nou David de bucuria mântuirii, de bucuria cuvântului lui Dumnezeu, de bucuria cercetării lui Dumnezeu, de bucuria părtășiei cu poporul Domnului. Pentru că, repet din nou, orice lucru pe care îl ascunzi, așa cum David demonstrează, cum Iov demonstrează, pentru o vreme, până la urmă, te îmbolnăvește psihic, te îmbolnăvește fizic, te îmbolnăvește relațional, te îmbolnăvește social. Și de ce să cauți să fii bolnav când Dumnezeul nostru pe care îl slujim poartă și acest nume glorios, Eu sunt Domnul care te vindecă? În al doilea rând, în pasajul nostru întâlnim, pe lângă o mare confesare, o mare întrebare. O mare întrebare. Partea a doua, versetului 20. Ce pot să-ți fac, păzitorul oamenilor? Adică, cu ce pot să vin înaintea ta, Doamne Dumnezeule? Ce trebuie eu acum să fac? Pentru că văd că am greșit, văd că am păcătuit, admit, nu vreau să ascund, sunt sincer, știu ce am făcut. Știu că împotriva ta am păcătuit. Acum vreau să rezolv problema. Vreau să-mi reiau relația cu tine și vreau să știu care este partea mea. Partea ta o știu, Doamne, cunoști și ai putere să ierți, după cum va spune cuvântul Domnului, dar la tine este iertare. Să știți că iertarea nu-i la păstor, iertarea nu-i la preot, iertarea nu-i la episcop, iertarea nu este la mai marele bisericii. Iertarea nu e la biserică, iertarea ca să fii mântuit. Iertarea ca să fii mântuit este numai la Dumnezeu. La noi este iertare să ne rezolvăm relațiile. Cuvântul Domnului ne spune că dacă eu nu iert pe semenul meu care mi-a greșit, nici Dumnezeu nu mă iartă pe mine. Deci, ca să ne putem rezolva relațiile, trebuie să ne iertăm unul pe altul. Dar această iertare este o iertare relațională. Iertarea care mântuie nu are biserica, nu are slujitorii bisericii, iertarea care o mântuie o are numai Dumnezeu. Vă aduc aminte cuvântul Domnului din Marcu 2, când l-au coborât pe slăbănogul acela la Domnul Iisus Hristos, pe paraliticul acela, cei patru prieteni, prin acoperișul casei unde Iisus Hristos era și unde nu putea să se intre pe ușă din pricina mulțimii. Vă aduceți la minte că primul lucru pe care l-a făcut Iisus Hristos, demonstrând dumnezeirea lui, s-a uitat la acest slăbănog, a știut că este în starea aceasta datorită păcatului strămoșesc, păcatului adamic. Și a zis, fiule, păcatele tale îți sunt iertate. El a venit să fie vindecat. Fiule, păcatele tale îți sunt iertate. Au reacționat. Cum își permite să spună așa ceva? Că iartă păcatele. Numai Dumnezeu iartă păcatele. Și Iisus le-a spus, eu sunt acela. Deci contemporanii s-au supărat. Contemporanii noștri nu. Nu se supără. Se duc cu grămada fără să gândească. Vin la mine
gândind că pot să iert, fiind păstor, preot sau episcop, se duc la preotul bisericii și spun: Părinte, binecuvintează-mă că am păcătuit. Te poate binecuvânta unul singur, Părintele Ceresc, Iisus Hristos. Ascultă bine ce-ți spun. Nu-ți vorbesc în numele pentecostalilor sau în numele evanghelicilor, îți vorbesc în numele lui Dumnezeu și în numele Scripturii. Eu va veni direct la Dumnezeu și a spus: Doamne, ce pot să fac? Partea ta o știu, tu ești cel ce ierți, dar care e partea mea? Și dacă vă uitați aici la Iov, partea lui este întreită. Primă, dorință și voință să facă tot ce poate. Dorință și voință să facă tot ce poate. Observați cum pune el întrebarea: ce pot să-ți fac, păzitorul oamenilor? Și când vorbește în felul acesta, în Iov se vede dorință și în Iov se vede voință. Vrea să facă tot ce poate. Tot ce poate. Poate că va zice cineva: eu am făcut lucruri bune, nu o să fie Dumnezeu rău cu mine. Dă-mi voie să spun ceva, dragul meu. Dumnezeu nu este rău, Dumnezeu este bun. Nu-L compara pe Dumnezeu cu oamenii și nu-L compara pe Dumnezeu cu lideri religioși. Dumnezeu este bun. Și dacă am făcut și dacă ai făcut un lucru bun, pentru lucrul acela bun, Dumnezeu deja te-a răsplătit. Și dacă ai făcut un lucru bun ieri și astăzi ai făcut un lucru rău, pocăiește-te de lucrul rău de astăzi, nu te rezema pe lucrul bun de ieri. Pentru că responsabilitatea pe care tu și cu mine o avem înaintea lui Dumnezeu este să ne pocăim de ce am făcut rău. Nu să-i spunem lui Dumnezeu de ce am făcut bine. Aduceți-vă aminte că boala aceasta de a ne uita la ieri este o boală tipică la toți oamenii. Uitați-vă la profetul Ilie. Aduceți-vă aminte când se ascunde în peșteră. Domnul Dumnezeu i-a vorbit cu glas audibil, pentru că Dumnezeu vorbește: ce faci tu aici, Ilie? Ce a răspuns Ilie? Am fost plin de râvnă. Ei, nu asta te-am întrebat, ce ai făcut ieri. Am zis: ce faci tu aici? Că aici nu faci nimic. Asta spune. Ce ai făcut ieri, aia a trecut, e scris în cartea mea. Aici ce faci? Aici ce face Ilie? De două ori l-a întrebat Domnul și de două ori aceeași poveste. Am fost plin de râvnă. Ilie, Ioane, Lazare, Vasile, aici ce faci? Nu vezi ce faci aici? Uite cum te porți aici, uite-te ce faci aici, uite ce gândești aici, uite-ți gesturile de aici, uite-ți privirile de aici, uite-ți faptele de aici, uite-ți prietenii de aici, aici ce faci? Responsabilitatea ta este ce faci aici. Aia de ieri am rezolvat-o. Dorința lui Iov este ca în întrebare pe care, cu care vine înaintea lui Dumnezeu, să facă tot ce poate. Și de aceea, eu și cu tine și cu mine trebuie să ascultăm de tot ce vrea să ne spună Domnul. Dacă vrei să-ți rezolvi liniștea sufletului și dacă vreau să-mi rezolv liniștea sufletului, indiferent cât de mare voi fi, indiferent cât de mare ești, dacă vezi că n-ai pace lăuntrică și dacă vezi că în conștiința ta ești chinit, sufletește, emotiv, ești apăsat și începi să gemi și oasele tale încep să se topească, dragul meu, trebuie să vin înaintea lui Dumnezeu. Și venind înaintea lui Dumnezeu, vino cu gândul să faci tot ce-ți spune Dumnezeu. Să faci tot ce-ți spune Dumnezeu. Vor fi oameni care te vor sfătui: a, să nu se audă, tu ai un nume mare, tu ai un nume bun, tu ești dintr-un neam mare, tu ești dintr-o familie mare. N-avem nici nume mare, n-avem nici nume bun. Suntem niște păcătoși. A venit Dumnezeu să ne dea un nume mare și să ne dea un nume bun. Și pentru că ne-a dat numele Lui de copii ai Săi, să nu-i ne cinstim numele, frați și surori. Să nu-i facem de râs numele. Numele pe care îl purtăm este prea mare acum, fii ai lui Dumnezeu, copii ai celui prea înalt. De aceea, cu cât te grăbești mai repede, cu cât te grăbești mai mult, cu cât ai dorință mai mare să faci tot ce-ți cere Dumnezeu, tot ce-mi cere Dumnezeu, ca să-mi rezolv problema greșelii, a păcatului, fără de lege, cu atât mai repede pacea mea sufletească, cu atât mai repede pacea casei tale, cu atât mai repede pacea relațională, cu atât mai repede liniștea sufletului tău. Dar aici trebuie să fac o paranteză. M-am uitat în Sfânta Scriptură, cercetând acest cuvânt și încercând să înțeleg caracterul omului,
Am văzut, oamenii sunt aceiași dintotdeauna. Vedeți, dacă meastră tinerilor, la școală, ați luat manualul de istorie, în manualul de istorie, pentru că este scris de toți prietenii lui Hitler, adică de evoluționiști, ați auzit bine, așa. Pentru că în evoluție știți ce spune? Supraviețuirea celui mai tare, nu? Ei, în final, supraviețuirea celui mai tare este hitlerism, fascism. Îi omorâm pe toți și rămâne rasa ariană, rasa pură. Asta este rezultatul evoluționismului. Pentru cine vrea să gândească? Pentru cine nu vrea să gândească, însemnează știință. Ok. Ați deschis cartea de istorie și în cartea voastră de istorie scrie următorul lucru. Prima societate omenească era o societate primitivă. Cum? Primitivă. Oamenii aceștia nu gândeau. Știți cum erau de primitivi? Exact ca și noi de primitivi. Mureau după sex, mureau să fure, mureau să înșele, mureau să batjocorească, mureau să întoarcă spatele lui Dumnezeu. Mureau după înșelăciuni, dădeau din cote să se realizeze. Erau ca și noi. Aveau aceleași probleme. Aveau aceleași probleme. Întotdeauna, oamenii și cei ce au cunoscut pe Dumnezeu s-au purtat în felul următor. Am să vă citesc. Vă citesc despre un împărat bun. Un împărat bun. De exemplu, cel din citatul meu se cheamă Iotam, împăratul lui Iuda. Spune, el a făcut ce este plăcut înaintea Domnului. Dar și despre Iotam ca despre alți împărați ai lui Iuda. El a făcut ce este plăcut înaintea Domnului. Și ce urmează după aceasta? Care este expresia? Numai că, sau dar, numai că un pic era bețiv. Numai că un pic îi plăcea pornografia. Numai că n-a dărâmat înălțimile idolești. Numai că îi mai plăceau petrecerile. Numai că, din când în când, lipsea de la școală. Nu-i vorba de tinerii noștri. Numai că, el a făcut ce este bine înaintea Domnului. Numai că, Iov a vrut și nu numai a vrut, a făcut-o, s-a pocăit, dar a avut dorință și voință să facă totul, să facă totul. Dacă vrei să ai liniște cu Dumnezeu și pace cu Dumnezeu, nu poți să faci numai ce vrei. Pentru că degeaba faci ce este bine înaintea lui Dumnezeu, numai că nu te ajută. Și nu mă ajută. Tot ce cunosc și tot ce cunoști trebuiește făcut. Trebuiește împlinit. De ce Iov vrea să facă totul? Ce poți să-ți fac, păzitorule? Cum să mă întorc către tine? Vorbește-mi să te aud. Spune-mi să înțeleg. Pentru că vreau să fac totul. Am dorința aceasta să mă supun la toate legile. Și în seara aceasta, aici în Biserica Emanuel, în ziua de astăzi, dragul meu, dă-mi voie să vin în fața ta și ca om al lui Dumnezeu să-ți spun. În primul rând îmi spun mie și casei mele. Dă-mi voie să-ți spun și ție. În relația ta cu Dumnezeu, nu se merge selectiv. Pacea ta cu Dumnezeu nu se realizează selectiv câtă vreme porți vinovăția păcatului, a nelegiuirii, a fățărniciei, a fără de lege, a vicleșugului. Dacă vrei să te îndrepți și vrei cu adevărat, trebuie să faci toate lucrurile. Pentru că nu-ți va sluji la nimic și nu-mi va sluji la nimic să se spună Lazar a fost un om extraordinar, numai că... Pentru că vine ziua aceea în care trebuie să stai în fața lui Dumnezeu, vine ziua aceea în care trebuie să-ți dau socoteală lui Dumnezeu. Și când dai socoteală lui Dumnezeu, toate lucrurile trebuie să fie bine. Și toate le pot îndrepta astăzi. Iov le-a îndreptat. Dorința lui a fost să facă totul. Pe de altă parte, Iov când a venit în fața lui Dumnezeu, el a venit eliminând orice condiție. Eliminând orice condiție. Observați cum vorbește el. Ce pot să fac, păzitorul oamenilor? N-a zis Iov, Doamne,
Eu vin, eu mă pocăiesc, mă întorc înapoi. O să fiu iarăși Iov cel mai neprănit om de pe pământ dacă. Dacă. Este ca și când pui condiție de iertare și împăcare soției pe care tu ai necinstit-o. Copiilor pe care tu i-ai înșelat. Pui condiții de iertare și de împăcare soțului pe care tu l-ai batjocorit. Când am făcut rău și când ai făcut rău, nu vii cu condiții. Dacă ai făcut rău în casa lui Dumnezeu, chiar dacă păstor ai fost, dacă ai fost om neprionit și sfânt ca Iov, profet, indiferent cine ai fost, David, mare împărat, mare profet, dragul meu, Dumnezeu are o singură formulă de iertare și de împăcare. Se numește formula fiului risipitor. Tată, am păcătuit, dacă poți să mă primești, te rog frumos, nu fiu sclav, n-am nicio pretenție. Și Dumnezeu te primește. Când pun condiție, când pui condiție, mai aștepți. Chinul se prelungește. Liniștea ta se prelungește. Neliniștea ta se prelungește. Absența păcii continuă. Nu pui condiții bisericii pe care ai neglijat-o când te-ai întors înapoi la casa Domnului. Eu vin înapoi în biserica voastră, dar mă puneți din nou în comitet. Te punem, mă, tu nu ești om de comitet. Știți dumneavoastră cum să rămâne, nu? Nu pui condiții, vii ca Dumnezeu să-ți dea liniște, Dumnezeu să-ți dea iertare, Dumnezeu să-ți dea pace. Iov nu pune condiții, elimină orice condiție și pe de altă parte, a treia dimensiune, Iov acceptă singura metodă de ridicare pe care o dă Dumnezeu. Singura metodă de ridicare pe care o dă Dumnezeu. Metoda lui Dumnezeu întotdeauna este o metodă împătrită. Prima este mărturisirea păcatului. Cuvântul Domnului spune, dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curățească de orice nelegiuire. 1 Ioan 1:9. Deci prima condiție este mărturisirea. A doua, renunțarea la păcat. Cuvântul Domnului spune, încetați să mai faceți răul, învățați-vă să faceți bine. Isaia 1:16-17. A treia condiție este să accepți mesajul păcii tale. Crede în Domnul Iisus Hristos și vei fi mântuit. Deci nu în poveștile celor de lângă tine, nu în poveștile tinerilor sau ale tinerilor care sunt certați cu legea, certați cu bunul simț, certați cu morala. Și a patrulea, fii acum o făptură nouă. La Domnul Iisus Hristos a venit o femeie care a fost prinsă în adulter. Contemporanii lui Iisus Hristos, nu numai că au fost niște oameni păcătoși, au fost și vicleni, dar dați-mi voie să folosesc această expresie, și idioți. Au venit și au adus pe această femeie, pentru că după lege spunea să o omori cu pietre. Că dacă femeia aceasta a păcătuit cu cineva, nu? N-a păcătuit singură. Unde a fost bărbatul cu care a păcătuit? Păi ăla nu l-au adus. Pentru că oamenii se acoperă. Ei vor să-și promoveze interesul, neprihănirea lor fariseică. Dar pentru că femeia aceasta este prezentată în toată goliciunea păcatului în fața lui Iisus Hristos, femeia admite că a păcătuit. A căzut cu fața la pământ înaintea lui Iisus Hristos. Și Iisus Hristos i-a spus, femeie, îți iert păcatul, du-te în pace, dar ce să mai faci? Să nu mai păcătuiești. Pentru că dacă este cineva în Hristos, este o făptură nouă. Cele vechi s-au dus. Învață-te să gândești nou, să trăiești nou. Schimbă-te cu adevărat. Și Iov a acceptat această formulă. A acceptat această formulă și apoi, în al treilea rând și în ultimul rând, în pasajul acesta, pentru neprihănitul păcătos, pe lângă o mare confesare, pe lângă acest mare adevăr pe care l-am văzut, este un mare Dumnezeu. Observați cum îl prezintă Iov în partea a treia a versetului 20, o păzitorul oamenilor. O păzitorul oamenilor. Este extrem de profundă expresia lui Iov. N-a vorbit de la sine, Iov a vorbit inspirat de Duhul Domnului. Sunt două lucruri în ceea ce spune Iov aici. Primul, Domnul este observatorul oamenilor. Când Iov spune opăzitorul oamenilor, Iov spune despre un Dumnezeu care poate și are grijă de toți oamenii.
Și când spun că Domnul este observatorul oamenilor, dă-mi voie să spun un lucru. Dumnezeu te observă și mă observă, nu să te facă incomod, ci te observă oriunde ai fi și mă observă oriunde aș fi, ca să mă facă să mă simt bine, spunându-mi: eu te iubesc, sunt cu tine. Unii cred că Dumnezeu este tot timpul pe urmele lor ca să le rupă picioarele. Nu este drept. Dumnezeu este tot timpul cu noi și are ochii asupra noastră ca să le spune: te iubesc cu o iubire veșnică. Și când Iov spune lucrul acesta, păzitorul oamenilor, vrea să spună că Dumnezeul nostru care se uită la noi este Cel care ne vede. Și dă-mi voie să-ți spun cum te vede. Hai să-ți exemplific din ceea ce cunoști, dar probabil că în contextul în care mesajul este astăzi, îți va vorbi mai profund, îți va vorbi mai adânc și vei privi la Dumnezeu diferit de cum ai privit până acum. El te vede chiar și în timpul vieții intrauterine, în pântecele mamei. Ia uitați-vă la acest cuvânt glorios. Am să citesc traducerea Cornilescu revizuită. Pentru că tu mi-ai întocmit rărunchii, tu m-ai țesut în pântecele mamei mele, te voi lăuda că m-ai făcut într-un mod uimitor și admirabil. Minunate sunt lucrările tale și sufletul meu o știe foarte bine. Oastele mele nu au fost ascunse de tine când au fost făcute în taină, țesut ca o broderie, uitați ce frumos limbajul, țesut ca o broderie, în locurile de jos ale pământului, adică în pântecele mamei, în întunericul din pântece. Ochii tăi au văzut ființa mea neîntocmită. În cartea ta au fost scrise toate mădularele mele. Zi de zi se formau când încă nu era nici unul. Și cât de scumpe îmi sunt gândurile tale, cât de mare este adevărul lor despre mine. Am citit din Psalmul 139, versetele 13 la 17. O, păzitorul oamenilor, El te vede în timpul vieții intrauterine. De aceea, într-o societate ca cea contemporană, unde a ajunge, de exemplu, la președinția Statelor Unite, este funcție de pro-choice și pro-life, dă-mi voie să-ți spun, avortul, chiar dacă este neconvenabil și neconfortabil pentru tine, pentru că ți-ai trăit viața mizerabilă și ai păcătuit înainte de căsătorie sau extramarital, avortul este o crimă înaintea lui Dumnezeu, pentru că Domnul vede și viața intrauterină. El este păzitorul oamenilor. El te vede în toate ipostazele vieții fizice. Același Psalm 139, versetele 2 la 12 spune: știi când mă duc, știi când stau jos, știi când sunt în picioare, știi când sunt la dreapta, știi când sunt la stânga, nu? El te vede când faci rău sau faci bine. În același Psalm Dumnezeu zice însă celui rău, pentru cei care cred că Dumnezeu nu-i vede: ia auziți ce-ți spune. Ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu? Când tu urăști mustrările, acum este campanie electorală, toată lumea spune God bless America, excelent, este foarte bine, God bless America. Amin? Dar să-i binecuvinteze Domnul și pe aia care vor să ajungă în frunche. Și pe aia trebuie să-i binecuvinteze Domnul. Ce tot înșiri tu legile mele și ai în gură legământul meu, când tu urăști mustrările mele și arunci cuvintele mele înapoi a ta, dacă vezi un hoț, te unești cu el, pro-choice, și te însoțești cu preacurvare, zbunți și homosexuale, dai drumul gurii la rău și limba ta urzește vicleșuguri, nu? Vorbim de rău contra candidatul. Stai și vorbești împotriva fratelui tău, clevetești pe fiul mamei tale. Iată ce ai făcut și eu am tăcut, ți-ai închipui că eu sunt ca tine. Dar te voi mustra și îți voi pune totul sub ochi. Ce faci atunci? El te vede în crizele vieții, ca și pe neprihănitul Iov, ca și pe David. El vede chiar și gândurile tale și ale mele. Și acum cum mă judeci pe bancă? And I don't care, you know. I don't. Man. Psalmul 139 cu versetul 1. Doamne, Tu mă cercetezi îndeaproape, știi când stau sus și când stau jos și de departe împătrunzi gândul. Dumnezeu îți vede și gândul, dragul meu.
Îți vede și gândul. De aceea, când Iov se uită la Dumnezeu, spune observatorul oamenilor. Dar, repet, Dumnezeu nu te observă și nu mă observă să mă facă incomod. El se uită tot timpul la mine să mă facă să mă simt bine, să-mi spună că mă iubești. Nu-mi întorce spatele. Eu i-am întors spatele lui Dumnezeu și mi-e rușine de multe ori. Dumnezeu nu mi-a întors spatele. Dumnezeu nu mi-a întors spatele. M-a privit și m-a făcut să înțeleg că trebuie să mă pocăiesc. Și apoi, în al doilea lucru pe care îl spune Iov, Domnul este ocrotitorul oamenilor, opăzitorul oamenilor, ocrotitorul oamenilor. Fiind ocrotitorul tău, înseamnă că nu este cel ce îți produce nenorocirea. Nenorocirea ne-o facem singuri. Nenorocirea ne-o aducem noi prin neascultare. Nenorocirea asupra noastră o aducem noi prin comportamentul nostru, prin relațiile noastre, prin atitudinea noastră. Dar când Dumnezeu este ocrotitorul nostru, din nou, aș vrea să vă uitați în Scriptură împreună cu mine, ocrotirea Lui este împătrită, îndelunga Lui răbdare. Dați-mi voie să vă întreb, unde am fi noi, unde aș fi eu, dacă n-ar fi fost îndelunga răbdarea Lui Dumnezeu cu mine, personal, cu casa mea? Unde ai fi tu? Nu te-a ocrotit Dumnezeu? Pe mine m-a ocrotit. Este purtarea zilnică de grijă. Nu vreau să dau exemple ca să fiu dramatic, dar am avut chiar membri din biserică care au pornit să vină la biserică și n-au ajuns. N-au ajuns. Membrii noștri au rămas pe autostradă și am condus în locul vremelnic, în cimitir. Ne poartă de grijă zilnic, ne dă pâine, avem familia de la El, iertarea, dragostea avem de la El. A treia dimensiune este mântuirea. În planul Său te-a cuprins și pe tine, m-a cuprins și pe mine și mi-a zis neprihănitul Gog. Cât de neprihănit sunt, eu știu. Și Dumnezeu o știe. Dar dacă mă pocăiesc, dacă te pocăiești astăzi, ca și eu, opăzitorul oamenilor, am păcătuit, ce pot să fac acum? Vreau să te ascult, Doamne, vreau să mă mărturisesc. Mărturisirea sinceră și personală, făcută către Dumnezeu, și părăsirea păcatului pe care l-ai făcut, îți aduce îndurarea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu-și mai aduce aminte de lucrul acela. Spuneam și în România și am încercat să-i fac pe frați să înțeleagă. Noi, pentru că noi banalizăm lucrurile lui Dumnezeu. Imaginați-vă, frați și surori, imaginați-vă și v-am spus, vă aduc din nou aminte. Este Dumnezeul nostru atotcunoscător? Este. E acest Dumnezeu atotcunoscător, de dragul meu și de dragul tău, își impune să fie un uituc. Este greu cuvântul acesta, nu? Zice, le voi șterge păcatele și nu-mi voi mai aduce aminte de ele, de dragul meu. Tu înțelegi lucrul acesta? Înțelegi dimensiunea dragostei lui Dumnezeu? Își impune să nu-și mai amintească ce ai făcut tu sau ce am făcut eu. Sigur, dacă ne pocăim. Și apoi, cea de-a patra dimensiune, pe lângă delugă răbdare, pe lângă purtare zilnică de grijă, pe lângă mântuire, este harul Său în fiecare zi. Este izvorul dătător de viața lui Dumnezeu. Ne dă favoruri în fiecare clipă a vieții. În seara aceasta, stăm înaintea lui Dumnezeu și ne uităm la noi. Mă uit la mine, tu uită-te la tine. Ai nevoie de o mare mărturisire? Ca și Iov? Iov a avut, cred că și tu ai, și eu am. O mare întrebare a făcut Iov. Ce pot să fac, Dumnezeule? Și întreabă-te în seara aceasta, oare ce pot să fac? Și când l-ai întrebat pe Dumnezeu ce pot să fac, nu mai pune condiții atunci. Fă tot ce trebuie făcut. Nu pune condiții.
Fiul risipitor spune și-a venit în fire, a văzut unde a ajuns. Mă voi scula, mă voi duce la tatăl meu și îi voi spune, am păcătuit împotriva ta și împotriva cerului. Nu sunt vrednic să mă numesc copil, dacă mă poți primi rob în casa ta să mănânc cu robii, ca să nu mai mănânc cu porci. Dar tatăl i-a dat iubirea. Ce pot să fac, Doamne? Și fă ce-ți spune Domnul, să nu se poată să zici că despre tine, Ionuț, un om cu minte, numai că o dogă lipsă. Cam așa sună românește, nu? Măriuța, foarte cu minte, numai că plin numeri pe două mâini, nu? Nu, să nu fie așa. Ci când Dumnezeu se uită la mine, când Dumnezeu se uită la tine, să-ți spună, i-am spus ce trebuie să facă și m-a ascultat. I-am spus că trebuie să se pocăiască și s-a pocăit. Nu mi-a dat mie sfaturi, a primit sfatul meu. Sunt oameni care îl sfătuiesc pe Dumnezeu. Primește tu sfatul de la Dumnezeu și sfatul lui este, pocăiți-vă și întorceți-vă la El și Dumnezeu va trimite peste voi vremuri de înviorare. Avem nevoie de vremuri de înviorare. Dar vremurile de înviorare, frați și surori, doamnelor și domnilor, nu vin până când sfinții nu se pocăiesc. Până când neprihăniții nu se pocăiesc. Și trebuie început această pocăință cu mine, cu casa mea, cu tine, cu casa ta și vom vedea vremuri de înviorare, cum n-am văzut niciodată. Și Dumnezeul nostru este bogat în bunătate, îndelung răbdător, nu obosește iertând. Și bucuriile pe care le are El pentru tine și pentru mine, pentru poporul Său, sunt bucurii care nu se pot descrie în termeni omenești. Dumnezeul nostru, care l-a iertat pe Iov și care l-a iertat pe David și care apoi au fost oameni schimbați, oameni transformați, același Dumnezeu te iartă și pe tine, mă iartă și pe mine, dar vrea ca și eu și tu să fim oameni transformați cu adevărat, făpturi noi în Hristos. Amin?